Ne aflăm în Esfahan, Iran, la Palatul Ali Kapu. Ali Kapu este palatul situat în piața centrală, asta care este a doua cea mai mare din lume după Tiananmen. Uitați ce frumos, moscheia aia am vizitat, am fost singuri vizitatori. Palatul ăsta la fel, doar cu permis special, pentru că este o zi de sărbătoare și e închis. De special pentru vikingii săltăreți, s-au deschis toate ușile. Deci uitați-vă ce frumos se vede din balconul regelui, de la Palatul Ali Kapu. Ia uitați ce frumos e tavanul. Aici sunt unii care se plimbă cu căluți, cu trăsurilici. Și uitați-vă ce frumos este. Este terasa palatului. Aici venea regele și vorbea cu poporul. În spatele acestor ziduri este un bazar. Dar toate aceste obiective, și acea moschee, și acea moschee, și palatul, s-au deschis doar pentru noi, cu permis special. Deci dacă vreți să mai veniți cu vikingul săltăreț, uitați ce tratament veți avea. Veți fi speciali, ca întotdeauna. Bucurați-vă de piața asta, de la Palatul Ali Kapu. În zare se văd munții. Aici suntem numai noi, nimeni nu ne deranjează. Putem face ce poze vrem, nu ne înghesuim cu nimeni. Și acum vă salut și eu. Salut!